66 de boabe de grâu pe spic și 9 tone la hectar. Știți cine este fermierul care are o asemenea recoltă? Viorel Nica, dragii mei. În fiecare an, agricultorii vin la dumnealui ca să vadă care este cel mai productiv hibrid și care sunt cele mai bune soiuri, cum se poate face agricultură performantă. Urmărim reportajul care urmează și o să vedem și noi cum stau lucrurile acolo. Domnul Nica, s-a încheiat ziua câmpului astăzi la dumneavoastră, la Fetești. Nu facem noi interviu în câmp, dar am venit eu cu câmpul. Am luat de acolo din lanurile de grâu, de orz, câțiva hibrizi. O să vorbim despre ei imediat. Știu că aveți 3600 de hectare. Deja o parte din această suprafață arată foarte bine. Aveți cu ce vă mândri. Soiuri, hibrizi foarte buni, dar vă las pe dumneavoastră să ne spune ce specii aveți la momentul acesta, ce hibrizi și ce soiuri importante. Noi astăzi am avut un eveniment privind promovarea soiurilor și hibrizilor de cereale păioase și rapiță. Este a noua ediție al noului an de când facem întâlnire cu fermierii pentru a le promova cele mai buni hibrizi de rapiță, cele mai bune soiuri de grâu autohtone și al firma Biocrop România. Să știți că v-au lăudat fermierii, au spus că și ei vin de ani de zile aici și v-au lăudat că sunteți foarte generos în explicații. Într-adevăr, fermierii sunt clienții noștri, societatea are și activitate de multiplicare de semințe, ne-am implicat foarte mult prin dotare cu utilaje specifice pentru condiționa semințe. Inputurile pe care noi le-am folosit la menținerea stării fitosanitare al culturii și îngrășămintele pe care le-am folosit, după cum vedeți, este surprinzător și pentru mine cam ce mărime are un spic, câte rânduri de spiculețe, câte flori într-un spiculeț și câte boabe de grâu. Avem peste 11 rânduri de spiculețe, ori 3 sunt 66 de boabe de grâu pe un spic. Dacă facem o mică evaluare la 600 de spice pe metru pătrat cu 66 de boabe, cu 40 de grame mie o masă de boabe, facem socoteala că este un grâu pe undeva de până la 9 tone la hectar. La hectar. Ați putea identifica așa, văzându-le smulse din câmp, neetichetate? Da, bineînțeles, da? Sigur. Deci, soiurile nearistate și cele aceste loturi demonstrative pentru mine este un semn, sau mai bine zis, e o orientare direct în câmp pentru alegerea celor mai productive soiuri și hibrizi la tehnologiile cele mai performante. Eu am explicat și în sală și la colegii noștri în teren că concurența bate la ușe. În urmă cu 2 ani prețurile la grâu, la orș, la toate cerealele au scăzut și ne-am explicat că menținerea bugetului și menținerea posibilităților financiare de a mai face investiții este creșterea nivelului de producție, nici de cum să mai ne așteptăm la creșterea prețurilor. Vorbim de soiuri, dar și de calitate. Calitatea este direct proporțională cu producția, că în momentul în care noi aplicăm tehnologie echilibrată, atât din punct de vedere a îngrășimintelor chimice și menținerea indicelui foliar, aparatului foliar sănătos, asigurăm printr-o plantă sănătoasă și indici de calitate foarte bun la nivelul cercetării. Bine, la dumneavoastră sunt condiții ideale. Nu, știu că ați investit peste un milion de euro în irigații. Condițiile și le face fiecare fermier. Trebuie să știți că afacerea în agricultură nu este o afacere ușoară, nici nu obligă pe nimeni. Trebuie să facă această afacere cei care sunt drăgostiți de agricultură, care cunosc agricultura și care vor să o facă. Corect. Ne-am îndepărtat mult de subiectul nostru de cultura de rapiță. Noi în această perioadă de 9 ani am selectat cei mai buni hibrizi din Astri, Hornetul și Exocetul pe care i-am prezentat. Care ar fi campionul la rapiță? Campionul la rapiță în momentul de față este hibridul Exocet. Exocet. Pentru mine. Ce producție v-a oferit anul trecut? Ce producție deci producția cea mai mare la acest hibrid de rapiță a fost de 5600 de kilograme la hectar, dar am avut și ani cu 3500-4000. Și anul acesta? Anul acesta ce eu prognozați? Sunt destul de cumpătat și de modest, nu va depăși 4200-4300, fiind și un an atipic pentru culturile de toamnă.
După cum ați văzut și la toate simpozianele pe unde am fost, toate întâlnirile și prin insula Marea Brăila, la Fundulea, culturile s-au dezvoltat la un nivel mediu față de anii anteriori. Noi ne bucurăm că am reușit să le ținem sănătoase și condițiile climatice de anul acesta, mă vă refer la zona noastră, din septembrie 2014 și până pe 12 iunie, până la 30 ianuarie, până la 30 decembrie a fost de 280 de litri pe metru pătrat, iar din ianuarie până în iunie de 230 de litri pe metru pătrat. Cine a știut să conserve apa, cine a știut să combată bolile și dăunătorii la culturile cerealiere și la rapiță, succesul este mare. Și vreau să vă spun că o producție la rapiță de 4.000 și un 6-7 tone la grâu nu este o producție de neglijat. Speranțele noastre sunt mari și dorințele noastre, dar în funcție și de anul. Dar ce v-a pus în dificultate? În primul rând, lipsa precipitațiilor. Chiar dacă noi avem sistemul de irigație, să știți că irigațiile completează o diferență, dar nu creează același mediu umed ca și precipitațiile. Da, acum vă întreb în calitate de președinte a Ligii Utilizatorilor de Apă pentru Irigat, ce ați mai făcut cu legea 138/2004? Da, modificarea legii 138, suntem cu ea la Comisia de Agricultură, la subcomisia din la Comisia de Agricultură. Cred că pe data de 15 avem o întâlnire la subcomisie. Noi intenționăm și solicităm în colaborare cu ANIF-ul și cu Ministerul Agriculturii pentru a beneficia de sumele mari primite de la Uniunea Europeană pe proiectele europene de 1 milion, până la 1,5 milioane nerambursabil pentru infrastructura principală de la irigat. Vrem să modificăm 138, să luăm infrastructura principală de la amenajările de irigat, parțiale, adică acolo unde putem noi să acționăm. Sunt șanse? Vederea. Păi șanse trebuie să fie, că trebuie să fie înțelegătoare toată lumea pentru a absorbi banii europeni. Nu ia România, ia altă țară. Nu ia măsura 4.3 pentru modernizarea infrastructurii de irigat, le va da la alte măsuri, tot din agricultura românească. Bine, dar aveți un feedback din partea autorităților? Ce spun? Deci avem lângă noi o mare parte din fermieri, avem Federația ProAgro, avem o parte din membrii comisiei și subcomisiei de la Camera Agricolă, Comisia de Agricultură, care și ei sunt fermieri la rândul lui, au înțeles, în primul rând, a înțeles Ministerul Agriculturii, trebuie să înțeleagă și ANIF-ul și eu sper și mă lupt din toate puterile să absorbim banii europeni, să modernizăm infrastructura principală, să extindem irigațiile în România. Modernizare ce înseamnă? Reducerea consumului de energie, economia apei pentru irigat să nu mai fie risipă de apă și de la cele două rezultă eficiența economică, reducerea prețului de cost pe 1000 de metri cub. Având în vedere că astăzi pe noi ne costă 1000 de metri cub prin preluarea apei din sursă, prin infrastructura principală de la ANIF, ne costă undeva la 150.000 de metri cub, iar punerea sub presiune prin infrastructura OAI-ului unde suntem proprietari ne mai costă în jur de 180 până la 220 de lei pe 1000 de metri cub. Și dacă luăm 1.700 cu 2.800, ne apropiem undeva de 450 de lei pe 1000 de metri cub, împărțit la un hectar jumate, este valoarea udării unui hectar, este cât 3 navete de bere pe care mulți dintre noi nu ia în seamă.